simplă acțiune de protest a fost organizată în fața Palatului Victoria de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România. Aceștia și-au declarat nemulțumirea față de pirateria din sector și transportul neautorizat. Protestul a fost programat să se desfășoare timp de 12 ore pe durata întregii zile, de remarcat că în jurul orei 9 dimineața în fața guvernului au fost mobilizate peste 400 de taxiuri, 90 de microbuze și mai mult de 500 de persoane, iar în următoarele ore s-au mai alăturat câteva sute de autovehicule. Nu dorim bani, nu dorim salarii mai, nu dorim subvenții, dormim o simplă reglementare. Vă dați seama, stăm pixul domniei voastre ca să plecăm și noi liniștiți și să nu mai mâine să vină din toată țara. Protestatarii au subliniat încă o dată că nu solicită nimic altceva decât intrarea în legalitate a tuturor celor care desfășoară activități de transport în mod clandestin. Nu vrem nimic absolut, decât un singur lucru. Toți care fac transport de persoane pe teritoriul României să fie autorizați, să fie licențiați! În cele din urmă, puțin după orele prânzului, protestatarii au început să se retragă după ce președintele Confederației, Vasile Ștefănescu, a anunțat că s-a ajuns la o înțelegere cu autoritățile. Potrivit acestuia, în termen de 30 de zile se va rezolva problema pirateriei din transporturi, urmând să mai rămână în discuție doar problema legată de polițele RCA.